Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Oraș Curat. Numele meu este Iulian și astăzi ne aflăm la pasajul de la Herăstrău, situat în Piața Presei. Haideți să vă arăt ce vom curăța astăzi. Este vorba de acest lift care, din păcate, nu mai funcționează, dar sperăm să putem remedia și acest lucru. După cum vedeți, a fost măzgălit peste tot, la fel și în spate, dar cred că îl putem rezolva. Nu mai stăm la taclale, trecem la treabă și apoi să vedem și rezultatul final. Gata și curățenia, haideți să vă arăt și rezultatul. Am curățat aproape tot, acelea de sus nu am reușit să le curăț. Dar sunt mulțumit oarecum de rezultat. Să vă explic și de ce. Nu sunt complet mulțumit. Aceasta este doar o soluție temporară.
Important este să se schimbe toată această sticlă, pentru că pot oricând să sară cioburi și să rănească pe cineva. De asemenea, și liftul trebuie reparat și pus în funcțiune pentru a putea deservi în continuare cum a fost proiectat inițial persoanele cu dizabilități, femeile cu cărucioare. Așa că mă voi interesa să aflu ce oprește autoritățile să îl pună la loc în funcțiune. Dar asta nu e tot. O să coborâm imediat să vă mai arăt ceva. Haideți să și coborâm, să vedeți cum arată pasajul. Dar pe scurt arată execrabil. Așa că mă voi gândi, poate următorul eveniment Oraș Curat va avea loc aici, uitați. Grafitiuri, taguri, măzgăleli peste tot și o leacă de ecou, îmi pare rău. Dar da, este îngrozitor de murdar. Partea bună este că este luminat și nu miroase chiar atât de rău aici. Nu aș putea să zic că miroase a urină sau a mizerie, dar pereții sunt îngrozitori și pe lângă asta, uitați cum arată și aici. Tempuiala cade pe alocuri, a fost infiltrații de apă. Dar să sperăm că putem face ceva, vom cere sprijinul autorităților. Și ca un mic update de la filmare pe care îl adaug aici, m-am interesat și acest pasaj aparține de administrația străzilor București, iar aceștia au spus că plănuiesc să-l renoveze în decursul acestui an, să repare și lifturile și să pună și camere. Deci să vedem dacă se vor ține și de cuvânt. Între timp, am trimis cerere pentru organizarea unui eveniment de curățenie în stația STB de tramvai Basarab, unde este destul de muncă. Vom reveni cât mai repede și cu un anunț pe pagina de Facebook Oraș Curat. Iată că am ajuns și aici, la capăt. Programul de funcționare pentru lifturi. De la 8 dimineața la 8 seara. Doar că, de fapt, nu funcționează deloc. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe, să lăsați un comentariu dacă doriți să participați la curățenia acestui pasaj și ce credeți că ați dori să faceți ca și voluntar aici. Și de ce nu să dați și video mai departe? Considerați acest video o invitație la curățenie. De asemenea, dacă doriți să mă sprijiniți pe Patreon sau pe Revolut, linkurile în descriere. Până data viitoare, spor la treabă!